Salutare, salutare, freșanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Euro Truck Simulator 2. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, ei bine, freșanilor, astăzi o să avem parte de un nou episod foarte, foarte special, fiindcă, după cum bine puteți observa, o să ne distrăm cu această Dacia Sandero. Este chiar Dacia, nu mai este un Renault ca și cum a fost data trecută și sunt foarte, foarte excited pentru că am încercat să o fac cât mai românească, bineînțeles. I-am pus și un girofar frumos, ca așa ne place nouă, și astăzi o să ne plimbăm prin Christiansen sau Christensen sau ceva de genul, habar n-am, sper să fie pronunțat bine, o să fie destul de interesant. Hai să-i dăm și prima cheie, bineînțeles. E, frumos, frumos, îmi place, parcă îmi place cum se aude. Scoatem și frâna de mână și îi dăm bătaie vereșanilor, o să fie interesant, bineînțeles. Poți să mergem pe serpentine, pe acolo se poate și nu. Bun, hai să vedem ce vom reuși să facem. Mergem prin partea asta, hai să mergem. Mamă, hai că am ieșit și noi frumos, n-avem ce să spunem. Mai ieșim frumos așa, dacă e, nu-i problemă. O să-i dăm tare să vedem cât prinde. Eu zic că o să fie destul de interesant, mai ales că o să mergem pe serpentine, bineînțeles. Nu uitați acolo de cât mai multe like-uri dacă doriți să continuăm această serie. Deja am început în forță, nu m-am asigurat, e bine. Dar nu-i problemă, nu-i problemă. Îi dăm tare în față. Deja avem 100. E bine. Să vedem cât prinde maximum, bineînțeles. Chiar sunt foarte, foarte curios. Fiindcă până acum nu prea m-am mai plimbat eu cu o Dacia Sandero în jocul ăsta. Și sunt curios să vedem cât prinde. Pentru că totuși o Dacia Sandero, până la urmă, e mașină românească, nu? Hai să vedem. Mie îmi place foarte, foarte mult cum se aude motorul. Aici trebuie să facem dreapta. O să-i dăm tare. Că utilizare... Eu aveam faza... Hai să-mi intrăm în depășire. Hai. Cam riscam puțin, dar merge. Aolo! Eram cu faza lungă, vereșanilor. Nici n-am văzut, ești nebun. Avem o benzinărie, cu benzina suntem ok pentru că am alimentat data trecută. Eu zic că o să fie o experiență interesantă cu această Dacia Sandero. Am zis că de acum încolo, mamă, deja eu am mers în continuu. Am zis că de acum încolo să nu mă mai plimb cu atât de multe mașini. Să le iau pe cele mai frumoase, cele care au și legătură cu România și să mă plimb cu ele. Ia să vedem aici ce facem. Facem stânga pe serpentină. Facem stânga, asta e, sper să nu fi încurcat circulația. Mamă, dar mie place foarte mult cum se aude motorul, frate, e tipic așa, unde-i Dacia Sandero, adică totuși, trebuie să ne înțelegem. Hai să vedem aici pe serpentine, vereșanilor, mamă. What? Păi ați văzut? A luat razna mașina pe serpentină. Bine, ce-i dreptul și accelerez eu. Mamă, de ia razna mașina, efectiv. N-are treabă, hai că ne-a descurcat și pe serpentine, dacă e. Facem dreapta, bineînțeles. Aș vrea eu să fac roleplay dacă am greuț, că am greuț, pentru că nu se prea poate controla mașina asta, adică e prea nărăvașă, Sandero ăsta e prea nărăvaș pe serpentină. Aolo, aici văd iarăși ratezul. Ba nu, e bine, mă duc în față, mamă, hai să încercăm să facem roleplay de aici. Mergem către Oslo. Mare, mergem, na, va trebui să facem noi stânga. Facem, sau să mergem, hai să facem stânga. Hai să facem stânga, să vedem. Sper să nu ne toace de unde am venit, bineînțeles. Bă, nu, pentru că eram în Christiansen, mergem către Stavanger sau Stavanger. Hai, că am avut și engleză, dacă e. Mă, dar efectiv, nu știu, parcă tremură așa, poți imagina când e pe șosea, dacă puteți observa. Mamă, nu știu, e cam riscant să mergi cu Dacia asta, Sandero, nu știu cum să vă spun. Adică e cam greu să faci roleplay, putem și depăși aici. Mamă, eu nu prea am fost pe drumurile astea, vereșanilor, și... Da, e cam riscant. Nu cred că am fi putut face dreapta acolo, mamă. Îi dăm tare, vedem, deja avem 120. Era drum, dar cred că era blocat, nu? Oare era blocat drumul ăla? Măriți puțin să dau în spate. Că dacă nu era blocat, vereșanilor, de-abia puteți vedea și voi mașina. Nu-i blocat drumul ăsta? Păi ce ai făcut, bobiță, mamă, pe mergem pe drum de pământ cu Dacia Sandero? Mamă cu zău. Lol, facem dreapta. Mamă, păi ce ai făcut, gicule? Așa, episod special să tot ai. What, avem... Aolo. Atât a fost, gata. Aici, cred că era ceva de pozi. Sau uite, o căsuță frumoasă, nice. Dacă facem noi dreapta frumos, acolo văd, cred că o fi blocat. Vedem. Hai să vedem, mamă, ești de bun. Aici cred că două mașini cam greu să încapă.
Hai, suntem tare. Sper să nu vină ceva din față. Nu știu exact unde duce drumul ăsta și cum de ne-a lăsat să mergem. Adică rămân profund impresionat. Cred că o fi ceva fabrică mai mult ca sigur, da. Era frumos să fie mai mult. Dar nu-i problemă, mergem pe aici. Da, e ceva fabrică cu mai mult ca sigur. Aolo. Mamă, ești de bun, am luat-o pe... Aolo, iarăși curbă. Hai că am luat-o bine pe asta, Bun, hai să ne continuăm noi traseul vereșanilor pentru că... asta avem în plan astăzi. Optul ăsta, așa bun. Super tare, hai să vedem. Cam grus cu condusul, dar merge, nu-i problemă. Încercăm să ne descurcăm până la urmă. Vreau ceva serpentine, guys. Aici ce era? Pare și interesant acolo, hai să luăm. Nu. Uitați la mine, aproape la câțiva centimetri. Păi, șoc total aici în motor direct cu mașina asta. Păi și drumul ăsta unde duce oare? Nu știu, dar încercăm să ne ducem. Încercăm noi meleaguri vereșanilor pe unde n-am mai fost efectiv pentru că... Na, de ce nu? Adică decât să ne toprimăm, stați puțin că mouse-ul meu are pareză, deci da. Unde n-am mai fost. Am putea să facem și roleplay puțin roleplay, cred că, uite, totuși ne-am putea încadra pe banda noastră. Adică te poți încadra, da. Te poți lejer încadra. Ia să vedem unde duci. Nu știu, volanul se controlează foarte greu la mașina asta, sincer vă zic. Adică cam grus. Mamă, unde este vereșanul? Pe unde a ajuns vereșanul, guys? Cu 100 la oră, ești nebun? Dar ce drum o fi ăsta? Oare și unde ne duce? Cred că o fi ceva scurtătură, dar... De mai mult ca sigur, lol. Lol, prin ce meleaguri am ajuns. Prin ce meleaguri am ajuns, guys, lol. Oh. Mamă, ce peisaj frumos. Wow. Nu știu de ce se vede așa culoarea. Mamă, ce peisaje frumoase avem șansa să vede versiunilor. Nice. Și iar o să mă bubui. Asta e. Hai să vedem. Îi dăm tare. Nu știu, sper să ajungem acolo unde ne dorim. Mamă, uite și o șosea frumoasă. Asta zic, mai nouă. Mamă, cât de șmechile. Sper să se vadă bine și pe filmare. Dacă mai găsim ceva drum de pământ... Aolo! Mamă! Dacă și viața reală se poate face asta, păi... Nu știu. Ia să vedem. Trebuie să facem un 0-100 neapărat cu asta. Pentru că vreau să vedem în cât timp ajunge la 100. Dar bine, ajunge destul de greu ce-i drept. Uite, avem o biserică aici. Iar așa un drum. Lol, frate, cât a... Mamă, parcă a fi un oraș din România. Hai că am făcut și 4%. Stai, nene. Mamă, ăsta... Mamă, pe fii atent, brodere. Lol. S-a blocat mașina. Mamă, ești de bun, ce peisaj avem pe aici. Mă mir că am șansa să ajung pe aici, fratele meu. Ar fi trebuit să mergem, să fi mers prin partea cealaltă. Când frânezi e cam greu. Dreapta trebuie să facem noi. Mamă, ești de mână. Astăzi o să avem parte de niște experiențe de neuitat vereșanilor, ceea ce e super super tare și mă bucur enorm pe această cale. Hello! Pentru că ne plimbăm pe undeva pe unde n-am mai fost niciodată. Adică, cel puțin de când joc CS2, n-am mai văzut asemenea peisaje frumoase și sunt sigur că sunt și mai frumoase de atâta. Și sunt multe... Aolo! Ați văzut? Uite, ați văzut cum se vede? Deci nu înțeleg de ce se vede așa. Cred că o fi ceva bug de la mod. Habar n-am mod... ceva bug la grafică, mai mult ca sigur. Dar nu e niciun fel de problemă. Bun, aici trebuie să vedem ce facem. Eu aș vrea să mă duc prin tunel, sincer, dar dacă ar fi ceva... Da, nu, pe mai mult ca sigur, prin tunel trebuie să mergem. Nu știu, sunt efectiv, uneori există buguri în anumite dăzi. Mamă, ești nebun, cratere aici, lol. Super tare, frate, momo. Hai să vedem, vereșanilor, dacă la acest episod vom reuși să trângem frumoasa sumă de 100 de like-uri, chiar aș fi foarte, foarte entuziasmat. Dacă doriți să descoperim cât mai multe locații interesante cu mașini românești în principiu, adică o să încerc să aduc mai multe mașini românești pe aici închis, apar în păcat că era serpentină, asta îi dăm tare. Și să activăm puțin și kilometrajul, să vedem, avem 120. Îmi place că
Kilometrajul jocului este cât de cât similar cu al mașinii și îmi place că e foarte, foarte mult faptul că e configurat bine. Pentru că există unele moduri unde nu este configurat atât de bine. Da. Mamă, ești de bun. Ce peisaje, frate. Pe unde am... Mamă, dacă ajungem acolo jos, suntem numărul 1, ești nebun. Trebuie să facem cumva să ajungem neapărat acolo jos. Nu mă las până nu ajung acolo jos, guys. Oh, păi să tot ai parte de asemenea episoade speciale, ești nebun. Nu știu, o să încerc să caut cât mai multe mașini. Și de asta cât, să zicem așa, bengoase. Nu prea am voie eu să depășesc aici, dar... Ah, idem acum. Și cât mai multe mașini frumoase. Noi. Mamă. Am ce faci, dau tare. Asta e acum. M-am dus. Vedem dacă avem unde să facem noi dreapta. Dar nu cred că mai avem șanse să ajungem acolo, sigur. Nu știu, sincer. Trebuie să facem noi dreapta, pentru că dacă nu mergem la Oslo, la Oslo nu vreau să mă duc, pentru că am fost. Aș vrea să ajung cumva acolo sus, pe să mergem pe serpentine, frate, că e tare experiența asta pe serpentine, ești nebun, mai ales cu Dacia Sandero. Văd că la urcare în curbă, kangaroo se descurcă mașina asta, nu știu, îi tremură efectiv volanul, după cum vedeți. E bun. Mergem către Bergen. Nu, facem noi așa. Opa, hopa, 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 puicuță. Mamă. Căpăm să de sub control. Christian Sand. Pe și pe ce nu se poate merge. Bergen. Mamă, pe noi mergem gen... Mamă, e sens unic. Ce facem acum, guys? Oh my god. Mamă, dacă m-am împotmolit. Punem avarii. Hai să lăsăm Dusterul ăsta să meargă. Uite, așa asta tot Dacia. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Asta este obligat să mergem acolo. Mamă, ce doi țar familie, ești nebun, ce m-a speriat de asta. Mamă, pot să schimb și eu vitezele, nice. Bun, nice. Hai să mergem aici la Bergen, pentru că poate pe aici n-am mai fost, poate de aici am... De fapt, nu de aici am venit, frate, că noi am venit la Christian Sand. Cu puțin engleză pe la colțul gurii. Frate, cât de frumos se vede totul. Lol, se vede neagră aici mașina. Mamă, cât de șmecher. Mergem pe contrasens acum că ne permite. Îi dăm tare să vedem. Punem la... Testăm Dacia să vedem cât poate. Olo! 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 Mamă. Nu mai pornește. Mamă. Opa! Nu te cred! Pe câmp, am ajuns pe câmp cu ea. Vai, dar nu, să nu scap în șanț, că după nu mai scot. Mamă, și acum... Bine. Mamă, și uite și schimbătorul, ești de bun de Dacia. Aolo. Mă mai scoate de aici dacă poți. Că dacă îi dau tare, iară moare motorul. Da, am spus? Mamă, uite, se patinează! Olo, nu! Nu! Aolo! Mamă, e greu, frate, n-ai cum. Uite aici. Frate, n-ai cum să o ții sub control, efectiv. Aici, iarăși, o să ajung... Nu știu, efectiv, unde o să ajung, dar o să ajung. Hai să facem dreapta, să vedem. Hai să vedem unde ne duce drumul ăsta. Nu știu, măcar ne-am plimbat, adică asta e tot ce contează, fratele meu. La benzinărie, cred că pe aici am venit, guys. Nu știu de ce presim că pe aici am venit. Cu benzina cum stăm? Nu, trebuie să alimentăm. Dar noi tot să alimentăm frumos. Pentru că ne permitem. Așa. Cred că o să punem și capăt episodul imediat, bineînțeles, pentru că nu vreau să-ți mai țin atât de mult. Găsim și noi un loc de parcare, Vreșanilor, și... Îi dăm bătaie. Dar să vedem puțin unde suntem noi acum. Cristian, am parcurs ceva drum, am parcurs ceva drum. Am putea merge pe aici, cu uite, văd serpentine. Hai să vedem. Stai că moare motorul.
Că am lovit o mașină, dar asta e ce să facem. Hai să încercăm să căutăm niște serpentine, bineînțeles. Îi dăm tare pe acolo. Bun, bun. Lăsăm doar asta. O, să tăiți, să trească poliția. Mamă, îl luăm pe serpentine pe acolo. A, nu știu dacă pe aici am venit, nu știu, nu știu. Înseamnă că m-a confund eu. E bine că n-a fost nimic în față. Mamă, de aici începe nebunia. Se distrează Bereșanu. Mamă, cât de frumos se vede totul. A, cred că am ajuns acum unde mi-am zis eu de la începutul clipului. Hai că e bine, mamă, deci frate, ce peisaj, ești nebun. Frate, iată ăsta, iată să doi. Bine, dacă ar fi în 36, am înțeles, Bereșanilor, că o să fie graficile și mai wow de atât. Ceea ce denotă faptul că o să înceapă cât mai multă lume să se joace jocul ăsta, pentru că merită din plin. Mamă. Ok. Păi și ne putem să o luăm pe aici? Putem să o luăm pe aici? Mamă, unde am ajuns, fratele meu? Dar unde duce drumul ăsta? Văd că se poate merge și pe aici. Dar unde o duce drumul ăsta și pe unde am ajuns, Bereșanilor? Mă ia și tusea. Opa, opa, opa! Mamă, 41. A, păcat că nu se vede bine. Vai, cum se vede, gen... LOL. Frate, cât de jmecher, parcă aș fi pe promoz, efectiv. Dar bine, ca, chit că e cârie foarte tare motorul. E cârie chiar cam prea tare. Mamă, pe drum de pământ? Mamă, ia auziți cum se aude. Pe drum de pământ, Bereșanilor, am ajuns cu ea. Cîr, cîr, cîr. Mamă, să avem grijă că e o curbă mai periculoasă, așa. Mamă, pe drifturi pe pământ cu Dacia Sandero. Unde trebuie să dai asta, zic? Martin? Acolo e drum. Mamă, e o fabrică aici. Mamă, cum se aude. Mamă, unde am ajuns, Bereșanilor? Deci nu vine să cred. Deci ce putem face noi? Mă, putem să o luăm? Hai să o luăm, măi, mă, ce ne distrăm noi aici. Mamă, ține clipul ăsta. Mamă, pe unde am ajuns, Bereșanilor? A, se oprește și mașina ta, că... E bine că... Mamă... Nasol că e bugul ăsta, ești nebun. Ia să ne distrăm și noi puțin cu ea. Mamă, 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 nu! Că moare motorul. Uite, domnul muncitor. Aprindem și eu ăsta. Să vedem puțin cum e să mergi pe drumuri de pământ. Mamă. De pe aici. Era frumos dacă erau făcute mai multe grobi, gen. Opa. Pe ce trebuie să urcăm, gen? A, nu, 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 nu. Mamă, dar cum se vede, gen, lol. Super tare, fratele meu. Mergem să terminăm... Uite și pe aici se poate merge. Cât de șmecher, frate, mamă, urcăm pe drum de pământ. Opa, 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 opa. Frate, deci parcă ar fi la vale, ești nebun, așa urcă. Ok, bine. Continuăm, bineînțeles, ne continuăm aventura pe aici. Mamă, hai să prindem F3-ul. Hai că o să fie interesant drumul ăsta, Bereșanilor. O să fie, cred că, cel mai interesant drum de până acum. Olo. Păcat că nu ne lasă să pe mai multe curbe, gen. Ar fi fost chiar tare. Dar nu putem face și dreapta. Olo, aici o să urmeze o curbă. Mamă, pe ce dăm pe ce? Ești de bani ca aș fi în România. Sper să se vadă ok pe filmare, guys. Sper să se vadă bine pe filmare. Iar sper din toată inima. Hai că astăzi a fost distracție maximă cu Dacia Sandero. Nu, 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 nu. Asta zic, guys. Tumbe cu Dacia Sandero. Asta zic. Facem tumbe cu Dacia Sandero. Promovare la Dacia Sandero, ești nebun? Ok, și în sfârșit ajungem și noi la șosea. E bine, e bine, e bine, da. O să căzim, uite, avem o benzinărie pe dreapta.
Găsim și noi un loc de parcare și... Opa! Cam asta a fost pe astăzi, verășanilor. Că ne-am învârtit, deci mă, că pe aici tot am fost. Dacă nu mă șel, da. Tot am fost și am venit. Bun. Hai să încercăm să facem roleplay, să o parcăm cu spatele, bineînțeles, că după o să punem și de capăt episodului. Facem o parcare laterală cu spatele. Ia să vedem. Acum nu lăsăm... Hai să vedem dacă ne iese. Ok. Ne-a ieșit? A, dar nu era parcare aici. Ah, fuck. Fuck. Opa. Opa. Gata, am parcat-o, e bine, cam asta a fost episodul Vereșanilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, eu am fost Andrei, bineînțeles că noi desigur ne vom auzi data viitoare, pa, pa!